Împărați capitolul 18 cu 36 jos. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeule Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că și Tu ești Dumnezeul Israel, că și eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Slăviți să fie Domnul! Poți să spui în seara aceasta, idem cum au spus fratele nostru Ilie? Tu ești copilul Domnului. Amin. Eu sunt copilul Domnului. Amin. Doamne, în seara aceasta ascultă rugăciunea. Amin. Chiar dacă noi l-am întristat pe Domnul, unii dintre noi, poate că n-am putea să ne ridicăm în capul să zicem, Doamne, ai milă de mine. Domnul să-ți dea putere să faci lucrurile. Amin. Dacă l-ai întristat pe Domnul, cere iertare Domnului. Amin. Apoi Dumnezeu e Cel care te va curăți. În seara aceasta va fi, poate că pentru Amin. Un semnal de alarmă. Doamne, și cer. Domnul să se îndure de pretinii ascultători. Amin. Aleluia! Am fost atent la lucrarea care au avut-o fratele. Eu l-am văzut o singură dată, discutam cu el la mod, și l-am văzut acolo, el a fost cu fratele. Și cum, că niște fraze aici, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și am fost atent la lucrarea care au avut-o. În seara aceasta poate că vor fi altă lucrare. Poate că unii dintre cei care au fost aici în adunare, dar au hotărât ei din motive neîntemeiate, au plecat de aici. Domnul îți vorbește, tu care în această seară poate că ai mai făcut unele lucruri. Ridică de în picioare. Osana! Și mulțumește-i Domnului. Aleluia! Dă-i putere, Doamne! Doamne Dumnezeule, dă-mi putere să mă întorc din nou pe asta. Aleluia! Că ai făcut un legământ cu El prin jertfă. Slăviți să fie Domnul! Ascultă-mă, Doamne! Ascultă-mă pentru ca să se cunoască poporul acesta, că și Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și că le întorci aser inima spre mine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a sub apa care era în șanț. A văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Amin. În seara aceasta poți să zici lucrul acesta. Te prești cu capul în jos și să zici, Doamne, nu știu eu de-am întristat. Da, Doamne, și ăsta sunt. Lăsăm capurile în jos, dar privim la jertfa din gol. Aleluia! Și pentru tine a murit Domnul ca și pentru mine. Dacă ești aici, înseamnă că Domnul te iubește. Ai putere, Doamne! Dacă le-au avut lucrare ca să margă, să lase cele 99 de oi aici, să se ducă după aceea slăbuță. Aleluia! Asta e poruncă. Dacă Domnul a dat o poruncă aceasta, trebuie să ne conformăm cuvântul Dumnezeu. Amin! Amin, fraților! Amin!